Într-un mic oraș aflat la câțiva kilometri de municipiul Arad, instituțiile publice vor fi încălzite cu ajutorul apei termale. Este vorba despre orașul Pecica, unde autoritățile locale s-au inspirat din proiectele asemănătoare realizate în Ungaria de câteva decenii și au văzut că se poate și la noi. Astfel, folosind energia geotermală, facturile la gaz vor scădea și cu 50%, iar mediul înconjurător nu va fi la fel de afectat. 13 instituții publice din orașul Pecica, printre care se numără școli, grădinițe, centre sociale, sediul poliției și primăria vor fi încălzite cu ajutorul apei termale. Iar în anul viitor vom încălzi aceste 13 clădiri publice cu apă geotermală și vom reduce costurile cu această încălzire a acestor clădiri 50%. Unde trebuie să se foreze două puțuri cu adâncimi de 1200 de metri pentru producție, se va scoate apă geotermală care va fi prelucrată prin pompe de căldură și trimisă la consumatorii care sunt prinși în proiect. După 5 ani, energia geotermală va ajunge și la locuințele private. Să fie un lucru foarte bun. Trebuia să fiu racordat de mult. Dacă mâine e afară, mâine am băgat-o. De ce acolo se poate și la noi nu? Primăria are în plan să deschidă și un ștrand cu apă termală. Vrem să folosim apa termală și pentru strandul termal pe care vrem să-l construim în următorii ani în orașul Pecica. Proiectul este în valoare de peste 26 de milioane de lei, din care 98% sunt fonduri europene nerambursabile. Vorbim despre acest proiect cu primarul din Pecica, domnul Petru Antal, la această oră la România Inteligentă. Mulțumesc, domnule primar, pentru intervenție. Cu mare drag, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor Antena 3. Domnule primar, spuneți-ne cum funcționează acest mecanism, din pământ până la locuință sau instituție publică. Cum este folosită această apă termală, astfel încât să poată încălzi clădirea? O să avem două foraje. Un foraj din care vom extrage apa termală. În acest moment suntem la 800 de metri adâncime cu primul foraj. Vom ajunge la 1200 și de acolo ar trebui să extragem apă caldă de mai mare de 60 de grade. În acest moment, în primul foraj la care am ajuns la 800 de metri în adâncime, avem apă de 47 de grade. După ce iese apa termală, va intra într-o centrală, iar de acolo va intra în conductele de distribuire a apei la cele 13 clădiri publice. Acest proiect... După care, vă rog. Da? După care apa folosită va merge într-un alt foraj și se reinjectează în pânza freatică. Foarte interesant acest mecanism. Domnule primar, deocamdată spuneți că sunt 13 instituții care de anul viitor, înțeleg, vor fi încălzite cu acest sistem. Da. Și urmează locuințele rezidențiale când? Clădirile rezidențiale. Peste 5 ani, proiectul prevede ca în primii 5 ani să nu facem profit, deci putem folosi doar pentru instituțiile publice. După 5 ani putem folosi și pentru persoanele fizice, pentru firme, unde primăria va putea face un profit din această încălzire și, bineînțeles, cum ați auzit și nu de mult, dorim să construim și un ștrand termal unde apa termală va fi folosită pentru scopuri și balneare. Domnule primar, cât a durat de la momentul în care ați exprimat această intenție, dorință de a face acest sistem de încălzire, până la momentul în care ați primit și banii? Ce perioadă de timp? Noi de mult visăm la acest proiect, dar România nu a avut linii de finanțare deschise pe aceste direcții. În 2017 s-au deschis primele finanțări pe apă termală. Noi am depus proiectul în 2019, în 2020 a fost aprobat, iar din 2020 până în vară am avut procedura de licitație, de atribuire a lucrării și în luna septembrie am început lucrările. Suma totală este de? 26 de milioane 400 de mii de lei, peste 5 milioane de euro. Peste 5 milioane de euro și înțeleg că mai mult de 80% provine din fonduri nerambursabile, fonduri europene. 98% finanțare nerambursabilă și 2% este finanțarea din bugetul local. Mulțumim, domnule primar, pentru intervenția la România Inteligentă. O să venim și să vedem cum funcționează exact acest sistem.